Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod cu Minecraft Skyblock, dar înainte de a începe acest episod, v-aș ruga pe toți să nu uitați să apăsați butonul de like, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri. E bine, fraților, am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult episodul anterior, iar astăzi am zis să revin cu unul nou. Hai să vă spun puțin ce voi face în acest episod. Eu, în primul și primul rând, vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru că am strâns la episodul anterior 68 de like-uri, mi se pare. Chiar vă sunt foarte, foarte recunoscător și să vedem dacă și la acest episod vom putea strânge suma de, nu știu, 60 de like-uri. Chiar aș fi foarte, foarte entuziasmat, poate chiar mai multe. Evident, dacă vreți să postez cât mai multe clipuri. În acest episod vreau să-mi continui să măresc insula, vreau să încerc să fac și etajul, deci să măresc puțin, să fac puțin mai înaltă. Și nu știu, vedem. În primul și în primul rând, un abonat mi-a spus să sfătuit faptul că să mă duc la Warp Crate create, ca să pot să gen deschid cheile acestea, mi se pare că nu. Ia să vedem. Uite aici. Și mi se pare că dau așa, așa cum. Deci, trebuie să ai o cheie pentru a deschide. Păi, frate, am... What, și cum mă duc, gen? Ce trebuie să fac? What the fuck? Nu înțeleg, pur și simplu. Trebuie să ai o cheie, dar pur și simplu asta ce-i? Nu e ok. Drop key. Nu înțeleg, pur și simplu. Sau cu câte o cheie? Nu, chiar nu înțeleg. Ia să vedem aici. A, uite aici, gen, trebuie să mă duc. Înțeleg acum. Ia să vedem ce mi-a picat. Ok, ce mi-a picat până la urmă, frate? Până la urmă ce-mi pica aici? Să trebuie să aștept sau cum? Ai cu de cop. Am primit 32. Nice. Am primit Block of Diamond. Nice. Ia să vedem ce pică aici. Ai cu de cop. Sau o lopată, frate. Ia să vedem ce pică. 8 gheapăruri. Nice. Perfect. Și hai să mai dăm o dată. Să vedem ce pică. Chiar am văzut că prind foarte, foarte bine episoadele de Skyblock la mine pe canal. Ia să vedem ce pică. Ce mi-a picat Efficiency 3, Unbreaking 3 și Fortune 2, respect. Totuși, dar are 5 atac, dar e foarte, foarte bun, frate. Hai să dăm Slash Ease. Ia să vedem dacă filmează și, Bendicamul, OBS-ul. Perfect, și acum eu o să continui să minez, vreau să-mi pun toate chestiile inutile, am și 4 diamante, uite să punem iron-ul, încă se face din câte văd, ar mai trebui să-mi fac ce rost de ceva, ia să punem aici, sand-ul aici, nu mai avem chest, nu știu, nu am nici bone-ul să crească pomii mai repede, ok, să continuăm să minăm, deocamdată, uite iron, ok, și eu zic că se mișcă mai bine acum, pentru că nice. Am înțeles, rip. Ia să mergem noi pe aici. Nu am vrut cu orice preț să pierd acele diamond, pentru că am nevoie de foarte, foarte multe diamonduri. Vreau să mă fac în primul și în primul rând, uite-mă, două diamonduri. Nice. Nice. Emeralde. S-a dus de tot. Am două emeralde. Iron foarte, foarte mult. Vreau să fac rost de foarte, foarte mult cabărstău ca să pot să fac. Aș un abonat m-a tot sfătuit și mi-a spus că nu e bun generatorul. Frate, nu m-am uitat la tine pe canal pentru că nu am avut timp. Gen, m-am uitat puțin, dar am uitat, sincer. Și eu, după părerea mea, pentru mine e ok generatorul ăsta, dar poate pe viitor o să ți-l fac și pe-a tău. N-am fost foarte, foarte ocupat și n-am avut cum să filmez, sincer. Și chiar mă bucur că gen am aflat cum să deschid aceste cheiuri. Ok, ia să vedem. Și sper să se vadă bine și facecam-ul. Ok, hai să continuăm să minăm. Uite încă. Oleoleoleoleoleo. Rip twister. Și acum era. Vreau neapărat să-mi pun și aici ceva cobblestone ca să nu mai pic în voi. 4 diamante, frate. Ok, avem foarte, foarte mult gold ingot. Deci foarte, foarte mult. În primul și în primul rând vreau să mai fac un furnace. Ia să mergem puțin la cobblestone și stau, nu știu dacă mi-ajunge. Mai trebuie un... Ba da, mi-ajunge. Ok, avem aici un furnaz. Super, super tare. Ia să vedem unde să-l punem. O să-l pun, cred că aici o să-l pun. Și o să pun rapid căul și iron. Că avem nevoie de mult iron. Sunt full iron, după cum bine știți din episodul anterior. Uităm ca iron. Chiar mă bucur că am rezolvat problema gen cu... Nu se mai duc toate...
toate chestiile care le... s-a dus, s-a dus. Tocmai ce spuneam. Aoleu. De ce mi se întâmplă mie tot... mi se tot întâmplă mie chestii de genul. Și scuzați faptul că bate vântul foarte, foarte tare afară. Și sper să mă aud și eu destul de tare. Ok, am să cer să postez mai des Skyblock și referitor la faptul că... gen cu introdusul abonaților în această serie. E bine, fraților, nu știu, rămâne de văzut. Deocamdată vreau pur și simplu eu să dezvolt insula mea, să-mi fac o casă. Uite, în acest episod mi-am propus să încep să-mi construiesc o casă. Doar că am nevoie de foarte, foarte mult cobblestone. O să mergem și imediat și la Warp Shop. Sau Q-Shop, nu știu, abar n-am. 200 cu... asta neapărat trebuie să-l iau. Două am primit. 6? What? What? Am 10 diamond-uri. Cum e posibil așa ceva? What? S-a buguit. Ia să vedem, să fac eu o chestie. De 5 minute filmăm. Vreau să fiu sigur că filmează OBS-ul, pentru că, după cum știți, din mai toate episoadele, eu filmez cu OBS Studio și la acesta trebuie să verifici de fiecare dată și eu acum era să fiu rip. Trebuie să am grijă să nu mai pic, pentru că na, nu e frumos. O să pierd totul levelul pe care l-am făcut. Am aproape level 20, frate, ar trebui să mă duc să mă enchantez, doar că v-am spus, vreau să mă duc să mă fac full iron și cred că tocmai ce surarea mea a scăpat ceva jos. Ok, ia să vedem. O să probabil că o să fac în acest episod un chestplay de diamond, pentru că unelte deja am foarte, foarte multe. O să încerc să fac și un anvil, dar mi se pare că am nevoie de obsidian, dar nu e o problemă foarte, foarte mare. Doar că mi-ar mai trebui și lavă, frate. Trebuie lavă. Dacă nu s-ar mai duce cobblestone-ul, aoleu, tot se duce, frate. Poate nu trebuie să stau foarte aproape. Mai știi? Poate. Da, mai știi? Poate, poate că... Și gen, atât e de confortabil scaunul ăsta, că pur și simplu poți stai cu mâna gen aici și cu mâna, cu cotul rezemat de el. Ok, hai că nu se mai minez foarte, foarte mult. N-am, am, inițial vrusesem să mă apuc de construit în acest episod. Mi s-a blocat shift-ul, am înțeles. Ok. Ok, 2 secunde. Să fac eu o chestie. De fapt, nu, nu mai fac ăla, da, ți facem. Ok, am foarte, foarte mult lapis. Vreau să... Nu am lemn, ai chestia prost. Uite, mai am aici iron. Aici s-a terminat, de făcut. Uite, încă 4 părți de iron. Hai să le punem și pe acestea 7. Perfect, hai să punem toate chestiile de care nu prea avem nevoie. O să mă mai duc să vând ceva. Dacă o să mă duc la slash warp shop. Hai să vedem. Puțin ca să vând, dar mi le-am luat oare? Aoleu. Din aici. Am înțeles ce idiot sunt. Să iau emeraldele, frate, că... Așa, hai să vedem unde sunt. În chest. Pac, pac. Oare pot să vând restul ăsta? Și ne putem face și mai niște mere din cetate. Acum o să fac acest lucru. De fapt, mere golden apple-uri. Ia să le iau eu din chest. Am înțeles. Pac și pac. Iar să facem așa. Pac, pac. Perfect, fraților. Și am făcut din nou. Și am în total câte mere? N-am. 11 mere. Deci în caz că o să fiu cam rip, se rezolvă automat problema. Bun, am foarte mult, mai am încă 11 bucăți de gold. Iar acum o să mă duc, am și block of diamond. Oare acestea, dacă Jimmy mă lasă? Nu cred că mă lasă. Nu, nu se întâmplă nimic. O să încerc să mă duc să le vând. Slash warp shop. Ia să vedem puțin ce putem vinde acolo la warp shop. Și cam de ce ar trebui. Aoleo, aici am drop frame-uri. Nu, nu ne interesează, aoleo. Uite aici emeraldele. Ia să vedem. Pac, pac. What? A, 35. Pac. Pac, pac. Și slash money. Money. Să vedem câți am. 1020. Nice. Am 1020 și am nevoie în momentul de față de... Așa, fără nevoie de dirt. Să vedem. 16, 64 de bucăți de dirt costă... Nu știu, să mirosesc banii, să nu. Cobblestone, să zicem că mai fac rost. Ia să-mi cumpăr eu așa. Tuna. You don't have... A, nu. Bui. Pac. What? Astfel și... Bai, a, 1500 costă 64, a, ce nasol. Atunci, cobblestone, cât ar costa 64? 300. Hai să mai cumpărăm, uite, atât. Perfect, și acum să vedem ce aș mai putea cumpăra eu și de ce aș avea nevoie. În principal de lavă. Aoleu, ce lag e aici.
De lava am nevoie neapărat, pentru că nu vreau să opresc generatorul. Așa, oare bombi? Nu avem pe aici mâncare. Am deocamdată lapis, avem. Uite, să vedem, mă lasă să vând. Sell. Nice, și-a mai făcut, dacă dăm slash money, a făcut 870, nice. Uite lava. Cât costă? 250. Uite, cumpărăm și o găleată cu lavă ca să ne putem face ceva obsidian. Și aș cumpăra și o găleată cu apă. De fapt, hai să cumpărăm și o găleată cu apă. Perfect, și acum să dăm slash is. Și să ne facem și, probabil o să, nu știu, gen, să spuneți în comentarii dacă pe seria, pe Skyblock poți să mergi în Nether. Și cred că poți, frate. De ce nu? Bun, deci am făcut rost de iteme. Vreau să... s-a făcut și copacul. Gen, se făcea și mai repede. Hai să distrug rapid ca să pot să fac rapid un chest. Ok, să mă duc la crafting. Hai că chiar avem de lucru în acest episod, o să dureze puțin mai mult. De fapt am un chest, ce idiot sunt. Nu pot să cred. Bun, hai să pun toate chestiile de care nu prea am nevoie. Pac, pac, pac. Cobblestone nu va rămâne. Sandul punem aici. A, uite, avem și... Deci ne vom putea face sticlele la casă. Ok. Deocamdată nu vreau să fac nimic decât să-mi astup aici. Să-mi acopăr. Chatul a fost din nou dezactivat. Lol. Cum au apărut inimioarele astea? Trebuie să țin neapărat shift-ul apăsat pentru că o să pierd, vă dați seama, la copul și tot ce am primit în acest episod. O să fie... O să se ducă de pe apa sâmbetei. Bun, și am terminat. Cam așa o să arate. Aici o să probabil că o să vină casă. Vreau să-mi țin foarte, foarte mult cobblestone pentru casă. Ok, trebuie să am grijă și să distrug rapid copacul ăsta pentru că mă cam enervează pur și simplu. Poate, uite, mai am mai primit unul și poate mai primiți ceva mere ca să facem golden apple-uri. Nu știu, seria de survival, de Skyblock e mai interesantă ca alte serii pentru că pur și simplu vom să facem mai multe chestii în ea. Și aparent nu am primit niciun măr. Ok. Ia să mă duc puțin la chestul meu. Punem... Gen, de aceea am zis că îmi trebuie obsidian. La portal nu. Nu mai știu la ce am vrut. Am zis că îmi trebuie. Abaram. Uite, mai am o cheie. Hai să mergem la warp, nu, crate. Să mai deschidem. Așa. Perfect, nu aici, ci în spate. Uite, deschid și băieții aici. What? Dar bine că stau ei în față, frate, că sunt șmecheri. Până atunci mai verific ceva. 12 minute deja. Hai cu toporul acela sau măcar, nu știu, gen... două mere enchantate. Nice. Slash is. Perfect, fraților. Nice. Nu mai știu ce am vrut să fac, gen, cu cobblestone-ul. Știu că aveam nevoie de apă, dar nu mai știu cu gen cu obsidienul. Ok, în fine. Iron... Gen, am vrut să fac un anvil, dar nu trebuie obsidian, în fine. Nu mi-am amintit acum. Ia să vedem noi următoarea chestie. Am nevoie de mâncare. Unde găsesc... Unde mi-am pus eu mâncarea? Cred că aici mi-am pus-o. Uite aici. Și acum o să mă apuc să-mi construiesc o casă. Deci în acest episod o să mă apuc să-mi construiesc și după care în episodul următor o să o continuăm. Și cred că pe aici o să vină. Ok. Deci nu arată cam bine, din păcate, dar asta e. Cam așa o să vină prima parte. Ok, și o să venim așa, hai să spargem rapid. Mamă, dar ce mă bucur că am un târnăcop super, super OP. Chiar sunt foarte, foarte fericit. O să mai venim aici. Trebuie să am grijă ca să nu pic în void. Nu vreau să dau un epic fail. Ar fi nasol. Aici, aici, aici. Uite, avem și ferm aici, nice. Deci ne vom putea face pâine. Trebuie să am grijă să nu pic în void. Nu, s-a dus. S-a dus, s-a dus, s-a dus. Bun. A, mai trebuie una. A, încă o bucată. Hai că avem încă 10 pâini. Hai să venim așa. Aoleu, mă spamează cineva. Sper să nu continuă pentru că îi dau... Deci acum chiar că o să continui să dau bloc. Ok. Perfect. Așa, așa și cam atât. Bun, ia să mă duc dacă dăm slash money. Money. Chiar nu mai încep să stau la gen... am... Cât am? Bun, what? Money. 545. Hai să mă duc rapid la warp shop.
Asta spun, dau play. Se op. Workshop și să mai cumpăr ceva capăt, ca să pot să-mi termin casa în acest episod. Că dacă tot îl fac mai lung, m-am zis că să dureze puțin mai mult. Și să fac mai multe chestii, nu? Până la urmă. Aole, dar lag e aici, nu gluma. Lag mare e. Aici e stel, pac, pac. Am destul de fonduri. Ok, slash, i s-a mai făcut rost de încă 64 de bucăți. Ok, și hai să facem aici, perfect. Așa. Perfect. Bun, și acum am zis că dacă tot am furnizor, vreau să iau sandul și să-l pun să se gen, o să pun aici 16 bucăți și acolo 16 ca să pun sticla. Ok. Și avem încă 17 bucăți de iron. Bun, și acum ar trebui să mai pun un rând sus. Așa. Hai să punem un colț acolo. Perfect. Aparent tipul nu a mai spamat, sper să nu o să nu o fac în continuare sau cumva să spamez acum că încercam, chiar m-am săturat de chestiile de genul cu spamatul. Când dacă nu răspund, nu răspund, frate, și gata. Până la urmă sunt ocupat, am și eu un canal de YouTube, n-am tot timpul să mă joc și chestii de genul. Mai vreau să și filmez, pentru că mai fac și alte chestii, m-am săturat să mă tot joc singur. Perfect. Bun, și cam așa, și aici o să vină probabil gen pac, 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 pac. Și mai avem 3 bucăți. Pac și pac. Deci ar mai trebui una și o să facem rost în curând de ea. Hai să spargem. Am de level 20, nice. De 3 bucăți. O bucată. Și am făcut rost de ea. Perfect, hai să punem gen aici. Perfect, fraților. Hai că nu o să mai ținem foarte, foarte mult acest episod. 16.56. O să mai punem ceva sticlă și după care încheiem și noi acest episod, care, bineînțeles, sper că v-a plăcut. Un episod în care am făcut destul de multe chestii, trebuie să recunosc. Ok, ia să vedem noi. Deci cam așa va arăta. Ia să vedem dacă s-a făcut sticla. 16 bucăți. Probabil că o să vină așa. Perfect. Am nevoie de foarte, foarte multe, deci va trebui să stau mult off-camera. Sau nu știu, dacă vreți să mă ajutați cu sticlă, o să fie binevenită. Știți care e chestia nasoală, fraților? La acest, de la minigame asta nu cred că ai acces la fly. Nasol, sincer, două bucăți, două bucăți. Mamă, ce nasol deosebit la textura asta sticla. Bun, fraților, cam atât pentru episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Am început să ne construim casa, am făcut și rost de niște unelte destul de interesante, după părerea mea. Și noi ne revedem în episodul următor cu Bedwars sau CSGO 1 vs 1. Deci, pa, pa!